All my people on the floor, party all night, and want some more. Bine v-am găsit la interviurile Cancan. Astăzi discutăm cu Bruno. Bine te-am găsit la Cancan. Tu ce mai faci în ultima perioadă, cu ce te ocupi? Pentru că după fabrica de staruri în Moldova nu prea s-a auzit de tine. Sau s-a auzit doar din noutățile din internațional. Păi, după o intensă manevră, cum s-ar spune, cu atât de multe concerte, cu concerte și concerte prin diferite țări, diferite continente, cu toate zborurile astea, eu zic că ar trebui o mică pauză pentru o liniște, pentru hituri noi, pentru o meditație, pentru o calmare. Și tu liniștea o găsești în Moldova? Păi nu că în Moldova, liniștea poți să găsești oriunde vrei tu. Aici ai venit doar să îți vizitezi familia, apropiații, prietenii sau ai și ceva scop profesional? Păi, cu părere de și bine și de rău, aș putea spune că prietenii mei sunt prin diferite colțuri ale continentului. Dar sunt și acasă. Acasă încă plus e maica mea, care e managerul sufletez. Am venit nu pe mult timp, ca să nu extind momentul ăsta că vreau să plec. Am venit cu treabă, cu lucru, cu noi scopuri, cu meditații. Am venit cu ceva ce vreau să fac și personal și cu colegii mei. Nu stăm împreună la București, că ei stau la București. Da. Alexandra și Sasha. Eu stau la Chișinău. Și lucrăm prin Skype, prin WhatsApp, prin e-mail. Hey baby, my lips are no but the magic gonna be my guy. Daydreaming, if you wanna play, if you wanna play, boy, you better trip me right. Eu am început să pregătesc ceva solo încă de mult timp. Dar nu am înregistrat, nu am scos la iveală nimic. Compun și eu piese, le înregistrez, dar până când le țin aici. Când va veni momentul? O să audă, cred că, toată lumea. Problema e că majoritatea fac o piesă, o lansează. Așa. Face un clip și fac un event întreg. Invită rude, nu știu, oameni, prieteni într-un club, știi, și uite, am făcut un clip, știi? Noi nu facem chestii de astea, fiindcă așa nu se face. Nu vreau să disrespect pe nimeni, dar faci un produs, îl ții, da? Și când vine momentul, atunci îl arăți lumii. Noi filmăm, spre exemplu, am făcut o piesă, filmăm clipul și îl lansăm internațional. Charturile și lumea și cluburile se uită cine e pe numărul 1, cine ajunge la numărul 1. Da? Și de atunci se încep concertele. Fiindcă dacă tu ești plasat între primii 5, deci ești gen cineva. Piesa e super hit tare, da? Niște moldoveni au ajuns să cucerească cluburile internaționale, topurile, așa cum o faceți voi. Păi noi am început cu România. Noi am cutreierat toată România. Și când am ajuns să facem totul posibil acolo, lumea deja din afară a început să se uite, hai să vedem cine e pe locul, cine e cel mai tare, da? Pe cine putem noi să aducem. Fiindcă acolo se ascultă muzica care are 120, 130, 140 de BPMs. Uh-huh. Beats per minute. Stau și beau. Eu sunt în muzica asta, înțelegi? Ce te-a făcut să nu-ți placă să asculti muzica din asta în fiecare zi sau să ai alt gen? Două chestii. Înțelegi? Eu ascult ca atare soundtrack-uri din filme, soundtrack-uri de la Pirații din Caraibe, soundtrack de la Gladiator, sau muzică chineză. Îți place muzica chineză? Mm. Mai pui două bețișoare cu aroma. Îți place muzica pe care o faci anume tu? Să zicem. Păi și normal, dacă nu era să-mi placă, nu era să o fac. Let's go, let's go.
câștiguri aveți față de cum câștigă artiștii români, care sunt cei mai cotați acum, sau față de cum câștigă artiștii din Moldova? Sau nu s-ar putea compara așa sume? Pentru fisc, noi suntem... Se câștigă peste hotare mai bine, fiindcă lumea vrea să te vadă. Lumea vine să te vadă. Unii din noi mergem, lumea stă în coadă. Înaintea clubului. Lumea vrea să cumpere biletul, dorește să cumpere biletul. Deodată stăteam cu microfoanele. Noi cântăm live întotdeauna. Noi stăteam cu microfoane și pe urmă ascundeam microfonul după spate, înțelegi? Sau dădeam ca lumea să cânte, știi? Adică... Și lumea cânta. Ce ar trebui să se schimbe în Moldova, în industria muzicală, ca să fie câștiguri mari, să se desfășoare totul așa cum se desfășoară în... Atitudinea față la persoana care încearcă să ceva să facă. Să revii în Moldova, te gândești după toată feria pe care a avut-o în străinătate și să muncești aici? Ca cine? Nu știu, eu nu mă văd aici. Păi nu știu, ai... Eu am o idee, eu vreau să scot pe maică-mea de aici. Și mama ta e de acord să vină cu tine? Ea n-are alternativă. Eu, Sasha și Ale, noi am văzut prea multe orașe și prea multe continente și prea multe țări unde noi am luat câte un pic, știi? Cu foștii colegi din fabrica de staruri, te-ai văzut? Mulți din ei au reușit să se lanseze în Moldova. Și nu numai! M-am văzut și dețin contact cu Alexandru Belinchi, care e în Moscova. Mai vorbim prin Facebook și cu Dragoș și cu Chris. Foarte happy pentru succesele lui Irina Ceban. Mulțumesc foarte mult pentru interviu. Da, mersi și ție că m-ai ascultat. Și scuzați-mă dacă v-am plictisit. Dar asta e adevărul.